Salutare prieteni și bine ați venit la un nou videoclip. Am primit foarte, foarte multe comentarii, precum că Simeon, te rog să mai faci încă un episod cu Granny, cu acea băbuță, cu acea bunică a mea. Așa că a sosit momentul, am decis să-i scriu iarăși, să vedem ce o să-mi zică și de data aceasta. Desigur, după cum v-am spus, eu citesc toate comentariile și dacă văd că vă place ceva nespus de mult, vă ascult opinia voastră, părerea voastră și ceea ce mai doriți să vedeți pe acest canal și desigur am să fac. Dacă mai doriți să mai fac cu Granny în continuare, poate chiar să mă întâlnesc cu ea, scrieți-mi despre aceasta în comentarii, voi vedea și după like-urile pe care le adun acest videoclip și neapărat, sau poate chiar în videoclipul acesta mă voi întâlni cu ea, cine știe. Însă încă un lucru foarte important este să vă abonați la acest canal, așa că haideți să începem, am vrut să spun. Eu acum am deschis telefonul, însă eu nu știam că am un mesaj. Chiar acum 2 minute am primit mesaj de la Granny. Băi, ești nebun, adică ea a simțit că eu vreau să-i scriu sau cum? Ce faci, nepoțele? Haideți, o să fie iarăși undeva pe aici conversația noastră. Mamă, nu m-am așteptat, vroiam eu să încep conversația, însă a început ea înaintea mea cu 2-3 minute, iată, este ora 3 și 13 minute. Ok, salut, bătrânul. Sunteți niște creaturi stupide. Adică, cu ce am supărat-o eu acum să-mi spună mie așa ceva? Să-i spun așa, tu spui asta despre tine? Hai că a început o caută ceartă, să zic. Nu găsesc cuvântul. Voi atât de tare v-ați săturat să trăiți? Poftim? Cum adică noi, care noi în primul rând? Stai că nu m-am prins. Bă, a început astăzi Granny prea de tot. Oare eu? Ops. Ce-am scris? Gen, ea îmi scrie prima și... Cum mi-a scris aici? Voi atât de tare v-ați săturat să trăiți? Eu am să vă mănânc pe toți. Ce are în vedere? Nu înțeleg, adică pe noi toți oamenii sau... Care-i treaba? De ce vorbește la plural? Asta nu înțeleg. Probabil da. Se referă la noi oamenii în general. Nu pot să cred așa ceva. Suntem în pericol acum toți sau cum? Sau doar noi care-i scrim ei? Cine știe, doar ea știe. Stai cu minte, bunico. Să nu uiți să îți iei și apă și pâine. Ok. Gen, dacă ai spus că ne mănâncă pe toți, să-și ia și apă și pânică. Vă urăsc. Asta gen țipă acum. Vă urăsc. Nici nu vreau să-mi imaginez cum este acum în realitate ea, adică ce face și cum se... De ce țipi? Probabil țipă, zic și eu, pentru că așa se pare. De ce țipi? Ești bolnavă? Sper acum să nu să se enerveze și mai tare, pentru că nu vreau, țin minte că este în stare de mai multe. O cauți, nu te juca cu mine. Hai, lasă-mă. Nu. Fie așa de rea. Tu chiar existi? Să vedem ce scrie și de data aceasta. Cum adică? Doar tu existi? Dar tu existi? Sunteți terminați. Nu i-a plăcut întrebarea, adică
cum exist eu, așa există și ea. Și sunteți terminați, gen, ne va mânca pe toți. Nu pot să cred așa ceva. Voi oamenii nu o să înțelegeți asta niciodată. Crede ce vrei. Mă gândeam că se referă la noi oamenii, adică în general. Ok. Ok. E. Clar. A, de fapt, haideți să întreb ceva. Tu știi jocul? Cineva arătăm și eu. A, cândva arătăm și eu, ca voi oameni. A arătat și Greni ca noi oamenii cândva? Voi știți ceva despre aceasta? Posibil, probabil, nu am nicio idee. Am vrut să scriu, tu știi jocul Greni. Despre ce tot vorbește acolo, nu știe? Există un joc cu tine sau despre tine, mai bine spus. Tehnologia aia a voastră o să vă omoare înaintea mea. Voi nu realizați asta. Băiat aici, aș zice că are o dreptate, adică dreptate foarte, foarte mare. Într-adevăr, tehnologia în ziua de astăzi este prea avansată deja și atât cum stăm acum cu telefoanele în mână, camera de filmat, calculatorul, foarte multe chestii, adică, da, ce să mai, să vedem unde se află. Eu pot fi oricând, oriunde. Cum adică poate fi oricând, oriunde și dacă să-i spun să vin aici, poate fi aici? Da, da. Ești Dumnezeu sau ce? Gen, cum adică să fie oriunde vrea ea și oricând? Imposibil așa ceva. Ți-am mai spus, tu nu înțelegi. Nu poți înțelege asta. Ai las-o? Ba da. Nu încerca, mai bine de vinul dejunul meu, aha. Nu speră la asta. Tu știi că moartea e doar începutul? Băi da, am auzit undeva. Haideți așa și să scriu. Nu vei scăpa atât de ușor, crede-mă. Greni. Doar gura e. Gura e de tine. Adică vorbește în zadar, știți, și zice, mă amenință de foarte multe ori și în zadar. O să regreți, eu știu că îți este frică, fugi la mama. Nu mai pot de frică, bă. Tărână. Hai pa. Ciao. Goodbye. Am scris așa goodbye, știți? Ne vedem în curând. Ha, ha, ha. Ai, lasă, mă, ce să-i pun? Noapte bună, pentru că este deja târziu. Hai să-i pun și asta. Da, prieteni. Văd că niciunul mai citește, probabil s-a dus și el la culcare. Deci, dacă mai doriți clipuri de genul, haideți să adunăm cât mai multe like-uri și poate în clipul următor, dacă doriți atât de tare, mă voi duce chiar să mă întâlnesc cu ea, să vedem atunci cine este mai tare în gură, eu sau ea, și nu doar în gură, dar și în fapte. Așa că pușiți acolo butonul de like. Dați un share să vadă și prietenii voștri, distribuiți-le, adică oriunde, pe orice rețea de socializare. De asemenea, abonați-vă la acest canal, iar eu vă mulțumesc pentru vizionare și atenție. Noi ne revedem în curând!